dimineața și bine ați revenit cu treaba la prof. Omai pe exerciții de matematică la geometrie. O mică întârziere, Adi, pentru că așa se întâmplă să avem și o mică întârziere. Dragilor, venind așa pe urmă, m-am tot gândit la următorul lucru. De ce au copiii greutăți la matematică și mai ales de ce au greutăți la geometrie? Deci, în general, la matematică, dacă ne gândim în clasă, există o pondere cam ca ce coeficient dați voi a copilor care au greutăți la matematică, nu înțeleg matematică. Aproape 70%, da? Uite, mama Lumiruna se gândește la un 70% și ca experiența a ta ca elevă fiind în bancă în anii trecuți. Așa este. Din nevoia asta s-a născut prof. online. Din faptul că sunt atâția copii care au greutăți la matematică. O parte din vină vă revine și vouă, pentru că sunt cei 30%, hai să o spunem pe ce dreapta, sunt cei 30% care pricep la matematică, dar de altă 70% au greutăți. Rămâne partea cealaltă a celor 70%, asta rămâne o problemă a învățământului în general și a celui la matematică în special. Și atunci am zis, trebuie să răspundem la această treabă. O primă problemă ar fi sporirea interesului vostru. Deci, voi trebuie să fiți conștienți că de voi depinde cât de mare efort am face noi, cei care ne propunem să facem altceva, nu reușim decât în măsura în care și voi vă deschideți și sunteți gata să receptați informațiile. Da? Deci, vreau neapărat să facem front comun, să fiți lângă mine tot timpul și să spuneți așa, în clipa în care ceva nu e clar, spuneți, stop, aici nu e clar. Veniți cu întrebări în timp ce eu îmi explic. Este esențial, dragilor, ca să putem. Pe mine mă determina să fac efortul în plus, să mă fac înțeles. Da? Dar dacă faceți acest lucru, altfel rămâne din partea mea un efort imens ca să constat că voi mă urmăriți sau nu mă urmăriți, sesizez că nu mă urmăriți, iau de la capăt discuția și nu merge treaba. Deci Miruna, Anca, Adi, vreau să spuneți așa, aici nu e clar următoarea chestiune. Vreți să mai insistați un pic să o facem inteligibilă? Este esențial. Dar nu vă rog să înțelegeți că o faceți pentru cei 70%. Deci este spectaculos ce vă cer acum. Faceți pentru cei 70% lucrul cel mai important. Tot geometrie faceți. Tot geometrie și am să plec de la deci, geometrie. Da? În geometria asta bat ordina. Că tare greu ne lipim de ea. Tare greu ne lipim de ea. Și am să plec de la lucrurile de bază, mai de jos. Să încerc să fac explicită povestea asta. Vedeți voi copii, când zic mulțimea A mare e formată de elementele 1, 2, 7. Și mulțimea B mare egală cu elementele 1, 2 și 5. Vă întreb, A egal cu B? De ce nu este egal cu B? Nu, pentru că A îl are pe 7 și B nu îl are pe 7. Sigur că da. B îl are pe 5 și A nu îl are pe 5. Deci cele două mulțimi sunt diferite. Sunt hotărât. Deci spunem că A diferit de B. Dacă un element există într-o mulțime și cealaltă nu există, cele două mulțimi sunt diferite. Da? Ei, vedeți acum, pe timpul nostru, pe perioada care eram eu elev, poate și mama la fel, nu se folosea limbajul ăsta la geometrie de congruență. Vorbim de egalitate. Adică spuneam că segmentul ăsta, uitați așa, AB, cu segmentul CD, sunt egale. Nu ne băteam capul cu congruență, era o chestie, nu era, să spunem, noțiunea asta de congruență pusă la punct. Nu era pătruns în limbajul matematic. Și iată care a fost motivul. Insist pe chestia asta. Când zic AB, segmentul AB, eu vreau să spun despre AB că este o mulțime de puncte, unul lângă altul. O mulțime de puncte. Din tot planul, planul tablei, da? Din tot planul, am selectat, de fapt, o submulțime de puncte din tot planul. Uh-huh. Da? O submulțime. Asta de aici. AB, da. AB. Formată din puncte puse unul lângă altul.
Da? Deci când zic un punct, ăsta e unic din plan. Ăsta de aici e alt punct din plan. Corect. Ei bine, eu am selecționat, am selectat din planul respectiv o serie de puncte, o submulțime a planului AB. Din coace am selectat o altă submulțime. Și atunci eu zis, dintr-o rigoare excesivă, au spus, nu e corect să spun, dacă spunem că segmentul dreapta sunt submulțime ale planului de puncte, nu pot să spun că segmentul AB este egal cu CD. Este impropriu, zice. Și atunci o să folosim mulțimea asta e congruentă cu asta. Deci din ăsta e motivul. Am insistat. Da. Ei bine, s-a renunțat la AB egal cu CD. Pentru că a spus AB este o submulțime a punctelor din plan, CD o altă submulțime. Cum să spui că cele două submulțimi sunt egale? Pentru că uitați, un singur element, dacă e diferă, cele două nu mă știu. Dar aici sunt complet diferite. Da? A, zice, folosim noțiunea de congruență în sensul acesta că au aceeași lungime. Deci ne oprim la o caracteristică a segmentului. Lungimea sa. Și în loc să spunem AB egal cu CD, congruent. Spunem A, segmentul AB e congruent cu segmentul CD. Iată așa, AB congruent cu segmentul CD. Pentru că AB, ca lungime, lungimea segmentului AB, e egală cu lungimea segmentului CD. Ăsta e motivul pentru care, în loc de egalitate, folosim congruență. Deci, noțiunea de congruență este impusă dintr-o rigoare matematică, în sensul că nu permisă, din clipa în care am spus că un segment, Anca, vedeți, eu sunt acela care se zizez imediat în momentul când nu este atent. Haideți să fim atenți, deci, da? Asta vă invit. Deci, în clipa în care spun segmentul AB congruent cu CD, sunt nevoie să vorbesc de congruență, pentru că asta e o submulțime, asta e altă submulțime. Cele două mulțimi sunt diferite. Da. Mulțimi, dar lungimea lor este... Congruența se referă la faptul că au aceeași lungime. Lungime, am înțeles. Ați înțeles și voi, da? Da. Deci asta. Asta nu spun mulțimea asta egală cu mulțimea asta, că n-am voie. Așa. Dar câtă vreme mă refer la congruență, am adoptat limbajul ăsta, segmentul... Adică lungimea segmentului... Egal cu lungimea segmentului. Deci subînțeleg asta, caracteristica segmentului de a avea aceeași lungime. Foarte interesant. Da? Da. Deci am lămurit noțiunea de congruență. Corect. Da? Am lămurit noțiunea de congruență, să fie clar. De ce? Deci spunem congruent. Corect. Dacă spunem AB așa, congruent cu CD, înseamnă că mă refer la segment fără capetele A și C. Da? Când zic interval deschis. Da? Când zic interval închis, înseamnă și capete. Aici înseamnă segmentul închis în A, deschis în B. Fără punctul A. Da? Închis în B, pardon, da, și deschis în A. Da. Da? Acolo... Și la fel, închis în D și deschis în C. La asta se referă. Deci, înseamnă că nu am luat și capetele segmentului. Așa. Poftim? S-a închis? Nu. Merge. Eu cred că o trimis un mesaj cineva. Bun. Continuăm cu ideea asta. Acum, triunghiul. Hai să vorbim despre triunghi. Triunghiul este, nu, această figură geometrică formată din trei segmente. Unul capul, în capul celuilalt, da? Trei segmente. Și plotăm A, B, C. Deci triunghiul A, B, C. Din nou, dacă e vorba de segmente, care seamănă niște puncte din plan, deci înseamnă segmentul AC, segmentul AB, segmentul BC. În final, elementele unui triunghi sunt, hai să zicem, elementele triunghiului. Unui triunghi. Sunt. Adică, ce elemente are un triunghi? Asta, AC. Laturile sale. Laturile și unghiurile. Deci laturi, și unghiuri, da? Da. Unghiuri. Ce sunt?
Ia să vedem. Laturi și uniuni. Câte laturi are? Care sunt laturile? AC. De segmentul AC. Congruent sau da. Nu, nu e congruent cu nimeni. AC, AB și AC. AC. AB. AB. Și CB. Așa. Scrie și tu. Toată lumea scrie AB, AC și BC. Da. Deci trei segmente. Trei laturi, spunem, nu? Laturile triunghiului. Trei laturi și Anca și... Unghiul CAB. Da? Deci CAB, unghiul CAB. Puteam să spun foarte bine unghiul A, că nu există confuzie aici. Da, unghiul A, unghiul B și unghiul C. Da, unghiul A, unghiul B și unghiul C. Trei laturi și triunghiul. Deci când am zis triunghi, trei laturi și triunghiul. Ce mai acum, suma, nu? Bineînțeles, dar insist pe altă chestie. Acum, dacă iau un alt triunghi într-o altă parte, care să fie ca formă identic cu acesta, da? Deci un triunghi, îl iau, iată, să-l notez așa, triunghiul A prim B prim C prim, să-l iau mai mare, da? Deci triunghiul A prim B prim C prim, adică? Nu pot să spun că triunghiul ăsta este egal cu ăsta. De ce? Că asta înseamnă mulțimi de puncte, asta înseamnă mulțimi de puncte. Din motivul acesta trebuie să vorbim despre congruența triunghiilor. Dar putem să spunem că AB e congruent cu A prim B prim, dacă e, da? Deci, în clipa în care îmi propun să vorbesc despre egalitatea triunghiilor pe care eu știam noi ca limbaj, eu am în vedere că dacă l-aș lua cu ăsta și l-aș suprapune, ar trebui să, să se suprapună perfect. Perfect. Da? Da. Deci, din aceleași motive, de la aceleași motive care spuneam mai devreme, că nu pot vorbi de egalitatea acestor două segmente, ci de congruența lor, corect, și la triunghiul tot de congruență. Și spunem, triunghi, prin definiție, triunghiul ABC este congruent cu triunghiul A prim, B prim, C prim, dacă și numai dacă toate elementele sunt congruente două câte două. Și toate? Care sunt? Toate. Adi, care sunt? Vezi. A prim cu... Întâi A, B. A, B congruent. Da, AB A, B să fie congruent cu A prim, B. Deci luăm laturile. Da. Deci, latura A, B. Congruent, nu poți să spun egal, ci nu, doar congruent. Faptul că au aceeași lungime. Deci AB congruent cu A prim, B prim. A prim, B prim. Anca, zici și tu? BC congruent cu BC congruent cu B prim C prim, mai repede. B prim C prim, Miruna. AC congruent cu A prim C prim. AC congruent cu A prim C prim. Mai departe, Adi, tu ce mai poți să zici? Unghiul A congruent cu unghiul A congruent cu unghiul A prim. Așa, unghiul A congruent cu A prim, B congruent cu B congruent cu B prim. Da. Și ce congruent cu ce prim. Deci, vedeți, două triunghiuri sunt congruente dacă prin definiție, dacă și numai, dacă ca definiție. Da. Dacă toate elementele sunt congruente două câte două. Corect. Deci două triunghiuri sunt congruente, dacă și numai, dacă toate elementele sunt congruente două câte două. Adică un element acestuia cu un element acestuia, da. Toate șase elemente să fie congruente două câte două. Da. Acum, s-a putut pune la punct un lucru, și anume, din cele câte șase elemente, suficient să am numai trei din ele. Ca să vorbesc de congruența triunghiilor. Ca să fie congruența triunghiilor. Da? Și restul se... Și ele, celelalte trei vin natural. Obligat. Deci, atenție, deci nu toate șase să fie luate în discuție. Cazuri de congruență, adică cum pot eu să spun despre triunghiul ăsta că e congruent cu ăsta, ce elemente suficiente să am la dispoziție ca să fie cu triunghiul congruent. Da. Și atunci vorbim de cazuri de congruență. Cazuri de congruență. Ia să vedem, cine știe un caz? Cazul latură, care-i place mie. Da? Cazul latură. Deci, cazul 3 este ăsta. Da, hai să luăm primul caz. Latură, unghi, latură. Adică din cele șase, sunt suficiente să luăm două laturi și unghiul dintre ele. Adică, dacă
propus să arăt că triunghiurile acestea sunt congruente, este suficient să spun latura asta, dacă e congruentă cu asta. Și latura asta, latura congruentă cu asta, și unghiul dintre ele ăsta obligatoriu. Nu altul, copii. Neapărat dintre ele, format de cele două laturi, atunci triunghiurile sunt congruente. Adică, din clipa aceea, putem să spunem așa. Dacă iau triunghiul ăsta și îl suprapun peste celălalt, este perfect. Da. Da? Adică și celelalte elemente care intră în discuție vor fi congruente. Nu mă strădui acum să vă demonstrez acest lucru. Da. Cazul acesta de congruență, dacă vreți, uitați, deoparte, iau un punct și știind că asta e cât asta, deci iau un unghi, așa, să vă arăt ca și idee de construcție. Deci fixez un unghi aici, unghiul A. Iau o semidreaptă. Cealaltă deformez unghiul A, să fie cât ăsta, la sau cât ăsta. Da. Da. Pe asta iau o anumită măsură a unuia dintre acestea. Deci, hai să spun secund aici, da? Uh-huh. Secund. Încât A secund să fie cât de secund. Există clar că într-o parte se poate lua unii semidrepti, lungimea acestea să fie cât lungimea celălalt, cu compasul, să fie altul să văzut. La fel fac și în partea asta. Și triunghiul care apare, acesta, va fi congruent perfect cu acel altul. Deci se poate construi triunghiul dacă ai aceste elemente. Două laturi și unghiul dintre ele. Se obține triunghiul congruent. Deci cazul întâi de congruență este latură, unghi, latură. Cazul al doilea atunci e unghi, latură, unghi? Cazul al doilea este unghi, latură, unghi. Da? Cazul doi. Dar atenție, eu am zis așa, la asta, aici, dar pot să fie și pe partea asta, corect, cu B-ul. Corect. Deci cu B-ul știuți și unghiurile și laturile care formează unghiul, da. Iarăși, da? Dar nu se înțelege cum acum am corect. Pe partea asta exact. Pot să iau C-ul de bază și laturile care îl formează. Corect. În toate probleme care facem, dragilor, când facem un congruent sau două triunghiuri, nu apare așa, triunghiul ăsta de o parte și ăsta de o parte, să-l vezi perfect. În figură acolo sunt întortocheate lucrurile. Corect. Dar voi trebuie să înțelegeți că, să vă imaginați de fiecare dată, că de fapt ne aflăm în situația asta. Două laturi și unghiul dintre ele. Da? Asta, asta. Deci vedeți, nu sunt două laturi ale triunghiului acesta. Corect. Și unghiul una de acolo, una de aici. Exact. Una de acolo, una de aici. Și corect. Unghiul de aici și unghiul de aici. Un element de la un triunghi și alt element de acolo. Corect. Da? Acest lucru trebuie foarte bine înțeles. În concluzie, când într-o problemă reușim performanța asta, să arătăm că triunghiurile sunt congruente, plasându-ne într-unul din cazuri, înseamnă că, de fapt, și celelalte elemente, trei care nu au fost luate în calcul, și ele vor fi congruente două câte două. Asta ei cred că știu. Asta cred că ați reușit să le implementați foarte bine. Deci, din clipa în care m-am plasat într-un caz, am hotărât, triunghiurile sunt congruente, și atunci elementele care, celelalte trei, sunt congruente două câte două. Și am spus de fiecare dată. În afară de faptul că cel de-al element, primul, unul din elemente este, de regulă, un segment, ca să fie congruent cu celălalt segment, și am rezolvat problema, eu am insistat să spun și congruența celorlalte elemente. Că nu se știe când avem nevoie. Da? Da, dar există și ca al patrulea caz, domnul profesor? Unghi, unghi, latură sau latură, unghi, unghi? Merge și acesta, unghi, unghi, latură, deci unghi, unghi, latură, pentru că, știind că suma unghiurilor într-un triunghi fac 180 de grade, da. Având unghiul ăsta și cu unghiul ăsta, da. Îl știu pe celălalt în completare, până la 180. Aha. Și atunci, zic așa, unghi, vedeți, unghi, da, unghiul imediat. Unghi, da. Și latura asta, face ca și unghiul al treilea să fie cât al treilea, și atunci suntem în unghi, latură, unghi. A, practic tot unghi. Ne-am dus în unghi, latură, da, unghi. Da, este da. Subînțeles al patrulea. Am înțeles, am înțeles. De, da. Deci, în condițiile în care, într-o problemă, aveți două unghiuri cunoscute și o latură, două unghiuri cunoscute și o latură, cele două unghiuri pot să fie una după alta și latura a treia să se opună unui din unghiuri. Da. Și atunci v-ați plasat că cel de-a treia vine în completare cu 180. Corect. Și de fapt suntem în unghi, latură, unghi. Am înțeles. Da. În problema acolo este subînțeles cazul ăsta. Da. Numai că autorii uneori îl dau și pe ăsta, unghi, unghi, latură. Da, l-au dat. Ați văzut. Al da. Patrulea caz. Exact. Dar eu am insistat acum să vă spun că acest al patrulea caz este de fapt al
al doilea caz. E un al doilea caz, da. Numai că tu trebuie să spui, păi asta prin consecințe, prin... Eu consecința faptului că sunt congruente datorită faptului că completăm la 180 grade. Că suma unghiurilor noi întregi, fac 180 grade. Dacă două dintre ele le știi, al treilea din ele de acolo. Corect. Da? Dreptate, da, corect. Printr-un abuz, l-o dat și pe ăsta. Deci care sunt cazurile congruența, Adi? Latură, unghi, latură, unghi, latură, unghi, latură, latură, latură. Ia, nu mecanic acum, hai să insistăm. Deci din ce am înțeles în cazul întâi, Adi, unghi, latură, unghi, ai înțeles așa în figura asta, da? Adică să și scriu aici. Da? Să și scriem. Ce să scriem? A congruent cu A prim. Hai să băgăm latură unghiul dintre ele, că atât îmi place de mult să fie latură, unghiul latură. Corect. Unghiul A congruent cu A prim. Altfel spus, mama zice, insistă să dai unghiul prin trei litere. C-A-B congruent cu C-prim, A-prim, B-prim, da? Și în sfârșit, adică ce latură obligatorie? Ce latură? A-B obligatoriu A-B. Mai repede, A-B congruent cu A-B congruent cu A-prim, B-prim. Așa, nu. A-prim, B-prim. Deci, adică ca să te placezi în latură, unghi, latură, în ordinea asta ne-am scris și eu, latură, unghi, latură. Cazul întâi de congruență. În foarte multe probleme, dar în foarte multe probleme. Ăsta e cazul care... Cel mai uzual este cazul acesta, pentru că se cere să arătăm bunar lungimea unui segment. Ne plasăm din datele probleme în multe situații în cazul latură, unghi, latură. Tot atât de deștept este și unghiul și cazul 2. Unghi, latură, unghi. Adică triunghiurile sunt congruente, adică dacă au o latură și unghiurile de la capete, de regulă de la capete. Hai să vedem cine a înțeles să zic acum, care? Ce ăsta? CAB. CAB, unghiul. CAB, da. Da. CAB. Da. Congruent cu care unghi, Miruna? A, CAB cu cine? Ce prima? De ce mai zis din aceeași triunghi? Nu discutăm. Atenție multă! Luăm un element de la triunghiul ăsta și un element de coace. Deci CAB cu unghiul ce prim, A prim, B prim. Bun, ia să vedem. Latura să vă văd. AB. Corect. Deci latura AB e fixată. AB. Congruentă cu A prim, B prim. Bravo, așa. Și care unghi acum? Să vedem acum. Unghiul ăsta, ABC. Corect. Iată, s-o duci bine, da? ABC, adică la capătul lui AB. Mai întâi l-o lua pe A ca unghi la capăt și acum le-a pe B la capăt, da? Corect. Deci unghiul care? ABC. ABC, unghiul? ABC cu A prim, B prim, C prim. Unghiul A prim, B prim, C prim. Am ca și bine, ați înțeles? În aceste cazuri, nu, triunghiurile sunt congruente. Dacă nu dă pe ABC cu A prim, B prim, C prim, ca să fie unghi, latură, unghi, ci îl dă pe altul, tot atât de bine este. Deși cazul 4 aici, cazul 4, da, pe mine, se subînțelege în clipa asta, da? Cazul 4, în care am zis unghi, unghi, latură. Dar nu mecanic vreau să înțelegeți. Dacă e unghi, unghi, înseamnă că al treilea unghi este egal cu celălalt. Unghiul al treilea este congruent cu unghiul al treilea din cauza sumei. Corect. Și atunci suntem în cazul de mai înainte. Corect. Și în cazul ăsta ne-am dus la situația de înainte. Unghi, latură, unghi. Dar nu trebuie să luăm în loc de ABC și A cu B? Din loc de A, B, C și A, C, B. Ia să vedem, Miruna, în clipa în care e fixat latura AB cu A prim, B prim, latura AB cu A prim, B prim, unghiurile de la bază trebuie să le iei. La baza laturii, mamă. Da? Unghiurile de la capetele segmentului respectiv. Așa cum ai zis tu, te duci în cazul 4, care se subînțelege. Da? Deci dacă așa se subînțelege,
merge-te să te duci așa, dar tu nu-mi luai un gând la fază, luai pe ăsta ce, cu ce. Și era unghi latură. Ai înțeles, Miruna? Da. Deci unghi latură. Da? Cazul 4. Da. Și acest caz este foarte des folosit, foarte des folosit, pentru a arăta că două segmente sunt congruente. Când vrem să arătăm două segmente congruente, visez ce bine ar fi să le prindem în două triunghiuri, încât segmentele acelea la care face referire autorul să fie prinse în două triunghiuri, triunghiurile să fie congruente și atunci... Da. Și în condițiile acestea, atenție, e cea de-a treia latură aici, nu? Sau aici este una din cele două laturi, că una din laturi este folosită de așa. Deci, nu! Nu stați pe gânduri. Cazul 1 și cu 2, chiar notați, observați, cazul 1, 2 și 4, hai să zic, cazul 1, 2 și 4, se folosește des pentru a arăta că două segmente sunt congruente. Așa. Da? Se folosește des pentru a arăta că două segmente sunt congruente. Și în paranteză scriți, visăm ca acele două segmente să fie prinse în două triunghiuri. Visăm. Chiar visăm. Sperăm să reușim, nu? Visăm ca cele două. Deci, cazul... ce am spus acolo? Visăm ca cele două segmente. Nu, cazul 1, 2 și 4 se folosesc des pentru a arăta că două segmente sunt congruente. Sunt congruente. Visăm ca cele două segmente să fie prinse în două triunghiuri. Visăm ca cele două segmente să fie prinse în două triunghiuri. Iar congruența triunghiurilor să o arătăm pe baza cazurilor de mai sus precizate. Iar congruența triunghiurilor să o arătăm pe baza cazurilor de mai sus. Ce? Că cele două triunghiuri sunt congruente. Iar congruența triunghiurilor. Nu, iar congruența. Citește din nou, că am pierdut. Se folosesc des pentru a arăta că două segmente sunt congruente. Mai tare. Visăm ca cele două segmente să fie prinse în cele două triunghiuri. Iar congruența. În două triunghiuri. Iar congruența lor, a celor două triunghiuri, iar congruența lor, a celor două triunghiuri, o vom arăta folosind unul din cazurile de mai sus. Chide paranteza. Adică am descris aici care e șmecheria. Cum anume procedăm. Iar voi asta știți foarte bine, domn profesor, atât am insistat. Eu insist acum, pentru voi și pentru toți privitorii noștri, ca lucrurile să se clarifice odată, pentru că am spus-o, venind de coace, am spus, de ce nu merge geometria asta? Ce se întâmplă cu ea? Nu avem baza, nu avem lucruri la bază înțelese bine. Ăsta e motivul. Și acum, dacă avem într-o problemă să arătăm că două triunghiuri, două, congruența au două, congruența a două unghiuri, da? Dacă avem, ziceți, dacă avem în problemă să arătăm, dacă avem în problemă să arătăm congruența a două unghiuri, congruența a două unghiuri, atunci visăm să prindem unghiul respectiv, visăm să prindem unghiurile respective în două triunghiuri, să prindem unghiurile respective în două triunghiuri iar congruența lor să o arătăm pe cazul 3, latură. Să prindem cele două unghiuri. Visăm să prindem cele două unghiuri în două triunghiuri. Așa. Un unghi într-un triunghi, un unghi în alt triunghi.
Iar congruența lor, să o arătăm. Folosim cazuri laturi, 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 pentru că laturile se dau acum. Da? Cazul 3. Cazul 3. Folosim cazul laturi, laturi, laturi. Este mai rar folosit. Pentru că și congruența a două unghiuri poate fi făcută și în baza laturi, unghiuri, laturi. Că dacă știu două laturi și unghiuri între ele, triunghiuri sunt congruente și unghiurile celelalte sunt congruente. Deci merge și în cazul acesta. Pe urmă, congruența a două unghiuri mai poate fi făcută și din alte raționamente. Bunoară. Știu că într-un paralelogram unghiurile opuse sunt congruente. Mai știu paralelismul tăiat de o secantă formează perii de unghiuri alterne, interne, alterne, externe, corespondente. Da? Deci, pe parcursul discuției noastre, am pus la punct foarte multe lucruri importante. De aceea, bine ar fi ca n-ați făcut-o niciodată și tot m-am insistat. V-ați uitat? Da. Așa. Aseară. Veți vedea mesajele. Vedeți câte bucurii producem noi, copiilor. Am văzut. Da? Că la comentarii. Da, așa. Am văzut. Da? Că spun, ce bine, domnule profesor, uitați că eu înțeleg. N-am înțeles nimic la școală. Dar acum, cu dumneata, înțeleg. Pentru că el vede. Când eu explic, vede exact. Nu mă poate, nu simte răsuflarea. Dar îmi simte dorința de a ajunge la ei. Și ce bine ar fi ca și voi la rândul vostru, acolo unde nu, mai ales lecțiile camera, care ați fost actorii principali, să nu te revezi odată și încă odată, te uiți așa de plăcere, de bucurie. Ți-a auzit tu vocea exact, acum. Exact, te-a auzit cum te exprimai, cum gândeai, da, voce tare și așa mai departe. M-am auzit, facem o problemă sau... Acum facem o problemă. Eu v-am dat acasă problema aceea cu triunghiul dreptunghi, că aș vrea să o reiau încă o dată, pentru că rămăseseră... Cu triunghiul dreptunghi? Cu triunghiul ăla dreptunghi am făcut. A, da, gata. De ăla... Ai făcut-o? Acum... Da, s-a înțeles. Acum am prins-o și... Ai prins acolo lucrurile acelea, mă bucur. Haideți să facem o problemă și să facem dovada clară că am înțeles de ce este vorba. Auzi, caută de pe acolo la congruențe de triunghiuri, mai niște probleme. Am pus la punct chestia asta. Găsim neapărat la cazul de congruență. Da, da, da. Deci o problemă. De regulă acolo să se arate două segmente sunt congruente. Da. Sunt la proprietăți acum, nu aici, nu? La congruența triunghiului. Acum. Cu orice problemă. Acum, da. Găsim. Triunghiul, construcția congruența triunghiului. Gata. Taci un pic, lasă-mă ce țin. Deci. Se știe că triunghiul ABC e congruent cu triunghiul A'B'. Deci, triunghiul, în ipoteză. În ipoteză. Este problema... Triunghiul ABC. 18. Congruent cu triunghiul B'C'. Da. Adică când se știe asta, gata. Ce înseamnă că se știe? Că AB e congruent cu toate elementele, cele șase elemente, sunt congruente două câte două. Deci, în clipa asta, Mimi s-a declanșat în minte definiția. Ia să vedem. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da? Le scriem... Le și scriem, domnul. Da. Sigur. Hai, zi, repede. Așa. A, B, congruent cu A prim, B prim. A, B, congruent cu A prim. Segmentul, domn profesor. B prim, da. Segmentul A, B. Latura A, B. Să zic așa. Latura A, B, congruent cu latura A prim, B prim. Da. Sau îmi vine și așa, când zice da? A, B. Da. Da. După aia. B, C, congruent cu B prim, C prim. De ce congruent cu B prim C prim? Nu mai să lăsați așa ca domn profesor. Că AC, hai la de, hai de pe din una. AC congruent cu A prim B prim C prim. Așa. Acum unghiurile le zicem din trei, domn profesor? Nu, câte ori între. A cu A prim. Congruent cu A prim. Unghiul. B congruent cu B prim. B congruent cu B prim. Unghiul C congruent cu C prim. Așa. Asta, deci când
se știe că triunghiurile, cu mintea mea s-au afișat astea, toate. Fie M aparține lui AC. Continuăm cu ipoteza. Da. M aparține lui? AC. AC. Segmentul AC deschis, închis? Deschis. Deschis. Paranteză rotundă. Asta e. Deci M nu e nici la capăt lui A, nici la capăt. Pe interiorul segmentului. M prim aparține lui A prim C prim. E în prima aparține lui A prim C prim. Astfel încât unghiul... Dar nu la întâmplare. Da, astfel încât așa unghiul A, B, M, A, B, M congruent cu unghiul A prim, B prim, M prim. Așa. Demonstrați că, arătați atâta. Că, da. Concluzia. A, B, M este congruent cu triunghiul A prim, triunghiul, da? Da, triunghiul. Triunghiul. Triunghiul A, B, congruent cu A prim, B prim, M prim. Asta trebuie să arătăm. Și pornim la treabă. Mai întâi facem figura. Ade, te rog să mă ajuți. Așa. Păi, hai să vedem. Păi desenăm triunghiuri. Da, desenăm cele două triunghiuri. Unul aici, Ade. A, B, C și unul în partea cealaltă. Căutăm să le avem cât mai... Le facem la fel, copii, sau le facem la diferit? Nu la fel, la obligatoriu la fel. Nu vezi că zice că sunt congruente. Deci obligatoriu, n-am voie identice. Să-l fac. Deci, identice, pur și simplu, ca să reușim, ar trebui să luăm un punct A, din coace A prim, unghiul acolo, deschizătura perfectă, lungim pe compas, luăm aici B, din coace A prim, B prim, AC, A prim, C prim, da? Și BC unim cu B prim, C prim și atunci cele două triunghiuri sunt congruente. Mai departe, Anca, ce facem? Ce spune? M pe cine este? Deci M pe AC, mai sus, mai jos. La capete sau unde? Nu. Poți să le iau în A? Poți să le iau în C? Nu. Nu le iau nici la mijloc, am spus în caz dintr-o situație particulară. Te duce mai sus sau mai jos? Unde vreți, copii? Ziceți repede. Mai sus. Mai sus. Aici e M. Da. Și M prim pe A prim C prim, dar nu spune că A M să fie cât A prim M prim. Nu spune așa, spune altceva. Îl luau acolo, mai jos. Astfel încât unghiurile, zice. Ca să nu fie exact acolo, îl luăm mai jos, Adi, da? E în prim. Nu e adevărat. Îl luăm așa. Ca așa e zis tot. Putem să luăm să fie așa. Bun. Dar ce spune? Că unghiul A, V, M. A, B, M. Uite, Adi, așa. Păi, da. Unghiul ăsta, Adi, să fie cât A prim, B prim, M prim, nu? Uite păi așa. Mai este? Uite așa trebuie să fie. Mai este? Mai este? Nu mai este. Deschizătura asta. Cum trebuie să procedăm? L-am luat așa pe M, la întâmplare. Și acum, vin și cu măsura unghiului, fiindcă unghiul ăsta e cât ăsta, de, în partea asta, în partea asta, se construiește un singur, o singură semidreaptă încât unghiul ăsta să fie cât ăsta. Deci, dacă am o semidreaptă, cum este AB. Da? Și am în partea asta altă A prim B prim AD. Eu nu pot să duc două semidrepte, una, două, ca să fie cu unghiul ăsta cât ăsta. Deci nu pot să duc două semidrepte încât să formez un unghi de aceeași măsură cu A prim B prim. Una singură. Și atunci, vii cu raportorul. Măsori unghiul ăsta. L-ai luat pe M aici, da? L-ai luat pe M, l-ai fixat. Vii cu raportorul și măsori unghiul ăsta. Vii în partea altă și măsori unghiul. Și atunci duci o singură semidreaptă. Iată, e în prim vine pe care de consecința faptului că unghiul A, B, M este cât A prim, B prim, e în prim. Fiindcă unghiul A, B, M este cât A prim, B prim, e în prim. Nu am voie pe M prim să-l duc nici mai sus, nici mai jos, ci îl duc exact încât se formeze acea distanță. Așa ne spune că B, M e congruent cu B prim, M prim, nu? B, M, congruent cu B prim, nu spune nimic. Nu. Eu nu mă duc pe ipoteză. Deci n-am voie să fac nimic în plus, de
decât ce spune ipoteza. Rea. Am desenat, zice, triunghiul ABC congruent cu A prim B prim C prim. Am desenat un triunghi identic cu acesta, da? Și mai spune ipoteză. M lei pe AC, M prim pe A prim C prim, adică, dar așa fel încât unghiul de aici să fie congruent cu ăsta de aici. Deci în clipa în care l-ai fixat pe M, undeva, undeva pe AC, M prim pe A prim C prim vine pe cale de consecință într-o singură poziție. Într-o singură poziție încât unghiul A, B, M să fie cu A prim, B prim, M prim. Poftim, Miro. O secundă. Am vrut, încep să faci demonstrația, da? Însă, eu mai insist un pic aici. Că pare a fi un lucru neesențial, dar este esențial. Făcut unii figuri corecte, mă duce spre rezolvarea 100% la problemă. Domnul profesor, că dacă pe AM l-am fi luat egal, am fi luat lungimea segmentului și mergeam dincolo, nu era la fel de corect? Nu, că nu spun în ipoteză că AM să fie ca primul M prim. Nu, zic că... Că o desen? Da. Nu, n-am voie să iau așa. Nu am niciun argument. Trebuie neapărat un. Eu totul merg după ce îmi dă autorul. Și nu mai după ce îmi dă autorul. Am înțeles. Unghiul obligatoriu trebuie să-l... Neapărat unghiul. Am înțeles. Că asta îmi dă, asta îmi cere. Am înțeles. Așa por procedez. Dacă mi-ar fi spus că AM cât A prim, M prim, nu mai îmi dădea unghiul. Și nu se subînțelegea că este... Nu se subînțelegea, era altă poveste. Am înțeles, gata. Am înțeles. Era alt caz de congruență. Probabil că alt caz de congruență, dar eu merg pe ceea ce am. Ok. Da? Deci, adică procedăm. Îl iei pe mâna aici. Da. Și ca să-l găsim, este adevărat că acolo ajunge, dar n-am voie să fac asta. Corect, am înțeles. Iar cât privește fixarea lui Alba, i-am prim, tu mi-ai spus, hai să mă duc mai jos, mai sus. Jos m-am dus eu, m-ai spus tu. Și unghiul era mult mai mare. Atunci, unghiul ăsta n-a mai fost congruent. Eu trebuie să-l iau pe i-am prim, așa fiindcât unghiul ăsta să fie congruent pe ăsta. L-am pe ăsta construit, îl construiesc și pe cela. Riguros. S-a ascuns în culise modul în care construiesc un unghi congruent cu altul. Corect. Asta a spus autorul. Deci dacă am un unghi și vreau să construiesc un alt unghi într-o altă parte, congruent cu acesta, fixez așa, semidreapta. Da. Măsur unghiul ăsta. Corect. Pot construi fie în partea asta, fie în partea asta altă. Eu aveam posibilitatea să construiesc unghiul congruent de o parte și de alta a acesteia. Da. Dar aici este obligatoriu numai în partea asta că e în prim, ci că e pe interiorul A prim C prim. Corect. Deci nu mă pot gândi să-l construiesc în partea asta. Ne spune autorul în ipoteză. Ne spune corect. Autorul în problemă. Eu n-am vrea demonstrație. Am înțeles. Demonstrație. Demonstrație. Ce ne cere audio? Să arătăm. Să arătăm că triunghiul ABM congruent... ABM, ăsta. Da. Congruent cu triunghiul A prim, B prim, să le luăm în discuție. Chiar triunghiul cere, da? Da. Chiar triunghiul. Da. Ei, Miruna, tot insiste, rog. Avem A, B congruent cu A. Să le luăm pe cele două triunghiuri? Fie triunghiurile, da? Fie triunghiurile. Fie triunghiurile A, B, M. A, B, M. Chiar la ăsta care există A, B, M. Și triunghiul A prim, B prim, M prim. A prim, B prim, M prim. Avem așa, AB congruent cu A prim, B prim. Avem despre cele două triunghiuri următoarele elemente, Adi. AB congruent cu A prim. De unde știi tu că avem AB congruent cu A prim, B prim? Din ipoteză, iau zi, congruent a triunghiurilor mari. Asta e. Avem AB congruent cu A prim, B prim. Ia să vă vedem, ce mai avem? Uite, nu, tu ce știu? Congruent cu unghiul. Zi unghiul. Unghiul B, am congruent cu B prim, A, B, A, adică unghiul ăsta de aici, da? Da, de unghiul A prim. De unde? De unde ipoteză? Așa. Ce tare. Deci unghiul B, A, M, congruent cu unghiul B prim, A prim, M prim, din ipoteză, adică stai să spunem clar, A cu A prim, da? A congruent cu A prim. Corect. De acolo știam. Da, da. E tocmai A congruent cu A prim. Și ce mai știm? Ia să vă rog. Și mai știm. A, M. A, M, nu știm.
e cu A prim, M prim. Nu știu, dar ipoteză. Nu, dar uite la ipoteză. Ce mai știm, Adi? Ce mai știm, Miruna? Închiubul, dar nu e întreg. Uitați-vă, ipoteză. Ce mai știm? Și domnul profesor a insistat. A insistat că l-a construit. Bă, pe, știu. Când l-a găsit pe M prim, domn profesor. A, da, așa, auzi, eu, A, B, E, M. Corect, o, măi, build-ă! Unde de la bază, ăla mic, build-ă! Deci, unde eu, A, B, E? Bă, tătă, eu să mă spun mai A, B, E. A, B, E, M, congruent cu... Congruent cu unghiul. A, B, E, M, congruent cu unghiul, A, prim, B, prim, M, prim. Da, A, B, E, tot ipoteza, mă, copii. Tot ipoteză, nimic în plus, tot numai din ipoteză. Păi și eu nu. Și deci aveți, în ce caz e congruență să înțeleg? Ia uitați, aveți unghi. Latură, unghi, unghi. Unghi, latură, unghi. Unghi, latură. Latura dintre ele și unghiul de jos. Și unghiul ăsta, cu ăsta. Ce tare. Da? Și suntem în cazul unghi, latură, unghi. Cele două triunghiuri. Tu ai spus unghi, unghi, latură. Nu, am poate să fie și unghiul latur, că ăsta pe subînțeles fac până la 180 grade, dar de ce să te scarpi la urechea stângă cu mâna dreaptă? Dacă e altul. Da? Dacă e deodată, unghi, latură, unghi, latură, unghi. De aici rezultă că, conform unghi, latură, unghi, cele două triunghiuri luate în discuție. Triunghiul care? Triunghiul ABM, congruent cu triunghiul A prim, B prim și M prim. A prim, B prim, M prim. Și deci rezultă că AM congruent cu A prim, M prim. Da. Eu mai insist un pic în problema asta, vă rog să-mi dovediți că și triunghiul MBC cu M prim, B prim, C prim. BC congruent cu B prim, C prim. Deci avem că BC este. Eu ipoteză. Da. După care avem unghiul B congruent cu B... Nu, unghiul C cu C prim din ipoteză. Unghiul C cu C prim. Asta e C cu C prim din ipoteză. Da, și mai... Că... Ei, și mai avem și că... B, pentru că ABM e congruent cu ABM și... Cum AB? ABM, unghiul ABM e congruent cu A prim, B prim, M prim. ABM cu A prim, B prim, M prim. Da, da. Și mai avem și că... Și ABC e congruent. Exact, avem și că ABC e congruent cu ABC, deci... Cu A prim, B prim, C prim, și atunci așa vă duc M, B, C... C e congruent cu M prim, M prim. Tot unghiul B era congruent cu tot unghiul B prim, ca să ne înțelegem. A fost dat în ipoteză că unghiul ăsta e cât ăsta. Deci, atunci, și ăla. Până la congruență, adică din ăsta mare scădem aceleași bucăți, unghiul, nu? Dar, corect. Rămân că, rămâne repede că diferența și MBC, MBC este cât e M prim, B prim, C prim, da? Corect. Și suntem în cazul din nou, unghi, unghi, latură, unghi. Asta dacă n-am fi demonstrat înainte, domn profesor? Nu, numai pe baza faptului că A, B, M, congruent cu A prim, B prim, M prim și că unghiul... Ăla. Nu, faptul că A, B a fost triunghiul este congruent și s-a luat A, B, M, congruent cu A prim, B prim, M prim. Da, asta am înțeles. Faptul că triunghiurile sunt congruente îndată, eu am cerut încă în plus să arătăm că și MBC am continuat problema, corect, cu altă cerință. Corect. Și am spus așa, că în momentul acela, în momentul respectiv, putem vorbi că și de congruența acestor triunghiuri. Și voi ați spus foarte bine, au latura asta, asta din ipoteză. Unghiul ăla. Unghiul ăsta din ce cât ce prim. Ați simțit nevoia să vă duceți la unghiul MBC, ca să vă duceți în cazul unghi, latură unghi. Și ăsta a ieșit congruent. Tot numai datorită ipotezei, puteam să facem problema direct, deci corect. Și fără să ne gândim că triunghiul A, B, M, congruent cu A prim, B prim, corect, corect. Independent, am să spun, da? Și atunci, cum unghiul B era congruent cu B, prim și prin diferență, rezultă că ăsta e congruent cu ăsta și din nou suntem latru, unghi, latru. Latru, corect. Deci, mai adăugați la, concluzie că și triunghiul MBC, triunghiul MBC, MBC, congruent cu triunghiul M prim, B prim, C prim, care vă las vouă să dovediți asta, scrieți voi să... demonstrația, da? Temă. Deci, ca temă să scrieți demonstrația pentru congruența asta. Ah, atenție! Atenție! Eu
pentru că mi-am propus să fac problema și într-un alt mod, adică să mă surprind altfel, eu aș fi cerut așa. După ce am arătat cu unghiul ABM, atenție, fie triunghiul ABC cu A prim B prim C prim, congruente, și luăm pe M și M prim așa încât A, B, M cu A, B prim, M prim, aș fi cerut să se arate că unghiul ăsta de aici congruent cu ăsta. Deci atât ceream. În loc să spun triunghiul MBC congruent cu M prim, B prim, C prim, să se arate că unghiul de aici congruent cu ăsta de aici. Și atunci le duceam pe cele două triunghiuri, M, B, C și M prim, B prim, C prim. Le duceam pe cele două triunghiuri, M, B, C și M prim, B prim, pentru că unghiurile acestea intră în cele două triunghiuri. Demonstrăm că sunt congruente și sunt, pentru că avem latură, unghi, latură, unghi. Și iată că, din congruența asta, celor două, repede, toate ele pot fi congruente și unghiul ăsta va fi congruent cu ăsta. Sau puteam foarte bine, Anca, să cer doar atât, după ce am construit așa, să se arate că asta e cât asta. Corect. La fel ieșeau din congruență. Din nou mă duc la congruența. Sunt obligat să mă duc la triunghiurile acestea congruente sau la fel. Și din congruența triunghiurilor respective, să pot arăta repede că MC este cât e prim, C prim. Deci vedeți, vedeți, insist. Este spectaculos cum dintr-o problemă pot face mai multe probleme. Cer alte, voi veni cu alte cerințe. Corect. Problema s-a schimbat. Ipoteza este aceeași, dar eu pot cere alte lucruri și vă oblig pe voi să vă duceți la congruența triunghiului respectiv. Corect. Tocmai spuneam mai înainte, când vrem să arătăm, adică două segmente sunt congruente, ce bine ar fi să le prindem două triunghiuri, ele să fie congruente. Sau dacă două unghiuri congruente, tot așa, în două triunghiuri. Deci chestia asta, voi simțiți că o stăpâniți congruența triunghiurilor? Da. Bine. Mai facem o problemă. Mai facem o problemă. 22 de la pagina 219. 22 e la? 219. Clasa 6. 219. În triunghiul ABC, în ipoteză, triunghiul ABC, dacă nu mi se spune copiii că de care este, cum este? Oarecare. Oarecare. În triunghiul ABC, punctul, deci, în triunghiul ABC, A, B, C, punctul D este în mijlocul laturii AC. D aparține lui AC, astfel dar, segmentul AC, dar nu la întâmplare, să fie în mijloc. Și acum spunem AC, AD, AD congruent cu DC. Deci, traducem prin relații. Ba da, dacă ne zice astfel încât, D este în mijlocul laturii AC, zice asta. Iar eu asta traduc. D e în mijlocul lui AC. Iar E este simetricul lui B față de D. E. Că aici nu știu ei să construiască. Sigur. E este simetricul lui B față de D. Facem figura de un profesor sau cum trebuie? Mai întâi să vedem ce înseamnă simetricul unui punct față de alt punct. Față de alt punct, da. Deci, uitați-vă un pic cum vă atenție. De simetricul lui D față lui B față de D. Așa. Simetricul lui B față de D. D, D era mijlocul cui copii? Lui A, ce? Facem un pic figura? Nu, iau un segment, okay. AC, la întâmplare. Da. D. Era mijlocul. Așa. Așa. D e mijlocul. Da. B. Și Miruna. Și iar B era un punct în exterior, vârful triunghiului, nu? Da. Și simetricul lui B față de D înseamnă să la B la D să mă duc. Da. Și mai merg în continuare. În cotor. Exact lungimea lui B, D, să fie cât a lui D. Mm-hmm. De prim este asta. Simetricul lui E B, aici. E. E. Aici acolo, da? Da. E. Deci, atenție, eu am pe problemă următorul lucru. Segmentul AC, da. D-i mijlocul AC. Și acum, simetricul unui punct față de altul, iată, de la B la D, simetricul lui B față de D, este, segment, este punctul E, pentru că D apare la mijloc acum. Da? D apare la mijloc. Aveți voi o situație de așa într-o figură geometrică în care D se prezintă așa, mijlocul lui AC și B mijlocul lui și D mijlocul lui BE? Paralelogram. Într-un paralelogram, copii.
într-un paralelogram A, B, C, D, într-un paralelogram, diagonalele, diagonalele se înjumătățesc. Adică, da? Dacă duc diagonala asta și o duc și pe cealaltă, ele se întâlnesc într-un punct, așa încât că punctul ăsta nu e la întâmplare, el este în mijlocul lui BD și al lui AC în același timp. El poate fi socotit așa în problemă. B e simetricul lui D față de O și tot atât de bine C e simetricul lui A față de O. Că A, O e cât O, C. O, B e cât O, D. Da? Ei, hai să vedem în problema noastră. Da. Pune așa, așa. Deci zice că E este simetricul lui B față de D. Ipoteză, da? Da. E simetricul lui B față de D. D. Înseamnă că ea aparține lui BD. Asta traduce, da, nu? Ea aparține lui BD. E, este pe dreapta BD. Pe dreapta BD, nu mai pun, da, capete. Astfel încât BD să fie congruent cu DE. Așa încât BD, segmentul BD, congruent cu DE. Da? Vedeți ce am spus? Așa am tradus simetricul lui B față de D în felul ăsta. Ați înțeles, copii? Da. Deci ai zis da dintr-un automatism. Deci Adin, vreau, așa am promis la începutul lecției, că suntem corecți, sinceri, și urmărim. Și ceva, că nu-i clar, insistăm. Deci faptul că e simetricul lui B față de D, punctele E, B și D sunt pe aceeași dreapte. Și am spus atunci, E aparține dreptei BD. E e pe BD. Și nu-i la întâmplare E. Cu calitatea că BD este că D e. BD că D e. Mai să demonstrăm că... Asta este ipoteza, da, da, în concluzie. Să demonstrăm că triunghiul BDC este congruent cu triunghiul EDA. EDA. S-o fi umplut fișierul. Deci triunghiul 57. Opresc, da? Opresc, da.